Un călugăr a plantat un măslin și a început să se roage. Doamne, trimite niște ploaie pentru copăcelul meu. Și Domnul a trimis ploaie. Și copacul era gata să moară de la atâta și atâta ploaie, iar călugărul s-a rugat: și acum, Doamne, te rog, îți cer să trimiți mult soare pentru pomul meu. Și Domnul a oprit ploaia și a trimis soarele și copacul a crescut. Și atunci călugărul a continuat să se roage: ah, Doamne, Doamne, te rog, trimite un mic ger pentru a întări rădăcinile și ramurile copăcelului meu. Și Domnul a trimis înghețul și copacul a murit. Călugărul era foarte supărat. S-a dus la un alt călugăr pentru a-i spune ce i s-a întâmplat și pentru a-și împărtăși durerea cuiva. Vezi, zise celălalt călugăr, am și eu un măslin și arborele meu a crescut foarte bine, dar eu m-am rugat într-un mod diferit de tine, lui Dumnezeu, pentru că El este creatorul acestui copac și al meu și al tău, și El știe cel mai bine ce este necesar pentru noi toți. Am cerut doar lui Dumnezeu să aibă grijă de El și de mine, și El face asta. Acest lucru este valabil și pentru noi. De multe ori cerem lui Dumnezeu ce credem noi că avem nevoie. Dar Dumnezeu știe cel mai bine de ce avem noi cu adevărat nevoie. Cerem să ne scape de anumite boli sau de primejdii, dar poate că tocmai acelea ne sunt nouă cel mai de folos la mântuire. Aveți încredere totală în Bunul Dumnezeu și în pronia Lui cu întreaga lume și cu fiecare dintre noi. Cea mai sfântă rugăciune adusă lui Dumnezeu în orice împrejurare este aceasta: Doamne, fie voia Ta în toate. Slavă Ție, Doamne, pentru toate. Iartă-ne pentru toate cele omenești. Slavă Ție, Doamne, pentru toate cele dumnezeiești. Amin.